Bă, băiatule, atâtea belele, atâtea belele, dar n-ai văzut așa ceva. Eh. Am zis noi și ieri, în live-ul de ieri, dar nu cred că a fost cine știe ce, o să plec cu firul ăsta după mine. Nu cred că a fost foarte multă lume atentă și am un mail legat exact de chestia asta, știi? Și de problemele astea pe care le generează, nu mai zic despre... O să zicem când ajungem la mail-ul respectiv, pentru că ce filmăm azi? Yeah, happy, 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 happy. Piu, 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 piu. Hai. Uite, și pentru că tot vorbeam de problema aia, știi, de care n-a auzit nimeni de ea. Bă, dar nimeni. Sunt fer convins că n-a auzit nimeni în live-ul de ieri. E primul mail, surprinzător. Eu l-am pus după nume, e primul mail. Și așa, de la Alex KZHC. Subiectul este placă video handicapată. Salut din WoW. Din nou. Așa. Placa mea video e Nvidia GTX 745 cu 4 GB. Din WoW, placa mea video este, pardon, că am sărit așa. Iar versiunea driverului pe care o folosesc este Nvidia Graphics Driver 350.12. Driverul primit pe CD. Iar aceasta nu este ultima versiune de la Nvidia, aceea fiind 364.72. Mulțumim frumos, știm. Dacă încerc să-mi fac update la acel driver, nu funcționează absolut niciun joc, primind eroarea X-Game, adică cutare game, has stopped working. De ce se întâmplă treaba asta și cum aș putea să rezolva? Ești printre puținii nefericiți care au probleme cu ultimele 3 pachete de drivere de la Nvidia, adică 364.72, 364.51, dacă mi-aduc bine aminte, și mai este prima versiune din 364, din seria 364. Tot ce e de făcut este să downloadezi 362.00. Este driver, este cel mai stabil driver de la Nvidia la ora actuală. Forumul Nvidia este luat cu asalt la propriu din cauza acestor ultime trei versiuni, 364 din seria 364, creând o grămadă de probleme, atât grafice în anumite jocuri, bineînțeles pe anumite modele de procesoare grafice și anumiți producători de plăci video. Sunt foarte mulți dintre useri care se plâng că și-au ars plăcile video. Este unul cu un 560 Ti, este altul care are un 770, modelul pe care îl avem noi. Sunt persoane care au din seria 9, 950, 960, care se plâng la fel că și-au bușit plăcile video. Acum, sincer să fiu, nu știu de la ce este generat, de la ce sunt generate aceste probleme, dar în mare parte probleme pe care le găsești pe forumul Nvidia sunt ale persoanelor care dețin plăci video, menționat un pic mai devreme, versiunile OC. Sunt și câțiva cu non-OC, dar marea majoritate, cei care sunt cei mai mulți ce se plâng pe forma Nvidia, sunt cei care au versiune OC. Este foarte posibil ca nenorocirea asta de driver să facă un fel de... să ridice un pic voltajele din soft. Stau și mă gândesc dacă se poate așa ceva. O să sap mai mult și în momentul în care voi veni cu o rezolvare, o să vă comunic și vouă. Davidoi Urareș zice așa: bună ziua, aș vrea să fac un PC care să ducă GTA 5 în 60 FPS-uri în suma de 1500-1700 de lei. Nu cred că o să reușești, dar îți urăm succes. Spuneți-mi dacă se potrivesc aceste componente și a ales el un X6 6300, adică un 6300, nu știu de ce a zis el X6 6300, R7 360 Nitro, 650W Intertech Energon, un DVD writer. Nu, fără DVD writer, un hard disk de 1 TB, HyperX Fury Blue, Asus H81 Gamer, carcasa Segote P-Cube, Micro ATX, Mic-Cube, puii mei, mulțumesc. Ideea de bază e foarte simplă. Configurația ta nu e bună deloc. Deloc! În sensul că, nu, pe lângă faptul că nu sunt compatibile între ele, nici nu se potrivesc componentele în carcasă. Tu ai o carcasă Segote P-Cube care este suportă plăci de bază în format Micro ATX și Mini ITX, iar ce ai ales tu, Asus H81 Gamer, este placă de bază în format ATX. Nu se intre niciodată. Poate dacă o tai cu traforajul, atunci s-ar putea să intre chiar pe jumate, așa, știi?
Iar placa de bază pe care ai ales-o tu nu este compatibilă cu procesorul pe care l-ai pus primul. Adică cu 6300 ai o placă de bază pe socket 1150 și placă și procesor pe AM3 Plus. Alege ce vrei, AMD sau Intel. Spune-ne și așa putem să te ajutăm. Dar având în vedere că sunt doi producători diferiți de plăci video și procesoare, nu prea pot să te ajut, pentru că nu știu ce fan ești. Ești fan AMD, ești fan Intel. AMD știu că ești, dar la placa video. Așteptăm mail-ul de la tine. FC Graphics ne-a trimis un mail și anume Antonio T. Bună ziua, aș vrea să cumpăr o carcasă nouă și vreau să transfer toate piesele din PC, din PC-ul pe care l-am acum, în carcasa nouă. Se poate, adică prin intermediul serviciului de asamblare standard merge, se poate să schimbe, adică cei ai noștri de la service. Mulțumesc! În momentul în care dai, dar nu, înainte să dai comanda, te rugăm frumos să lași întrebarea pe care l-ai pus-o nouă la departamentul vânzări sau la departamentul service. Da? Bună ziua, am un sistem, vreau să cumpăr carcasa X și vreau să îmi montez toate componentele din sistemul meu vechi în carcasa nouă. Se poate, dar ei te pot ajuta cu timp, cât durează și factură și așa mai departe. Deci, teoretic, se poate, fără niciun fel de problemă, dar decizia trebuie să o ia și nu noi, că noi nu suntem buricul pământului. Se poate. Orice. Next. Și penultima întrebare, pentru că avem 5 întrebări avem azi. Penultima întrebare este trimisă de către Oprea Mihai și spune așa: salut, aș vrea să știu dacă un sistem i5-6400 plus MSI Radeon R9380 și 8 GB RAM ar putea să ducă decent jocurile în următorii 2-3 ani. Detalii medii 40-45 FPS, 1080p, eventual 720, mulțumesc. Discuția asta am mai purtat-o de nenumărate ori. Noi nu suntem producători de jocuri și nici de softuri ca să putem să spunem da, configurația asta va ține pentru următorii 2-3 ani. Nu știm ce engine-uri vor apărea în următorii 2-3 ani. Nu știm cum se va dezvolta această producție de jocuri. Nu știm, chiar nu știm, nu putem să ne dăm cu presupusul. Așa, făcând un mic istoric a ce s-a întâmplat în ultimii 2-3 ani vis-a-vis de tehnologie și vis-a-vis de jocurile care au apărut, da, vei putea, încă o dată, ghilimele de rigoare și subliniat, vei putea să joci în condițiile menționate de tine jocuri ce urmează să apară peste 2-3 ani, dar nu ne înjura dacă producătorii de jocuri descoperă nu știu ce tehnologie, nu știu ce engine și peste noapte să răsucesc, chiar acestea vor cere resurse foarte, foarte multe. Să nu ne bați foarte tare. În principiu, da. Teoretic, da. Cu practica stau mai prost ei. Și ultima întrebare vine de la Turdeanu Ștefan. El spune că vrea să-și ia un televizor luna aceasta în bugetul de maximum 2100-2200 de lei. Menționez că Smart TV-ul va fi folosit pentru funcțiile smart, adică YouTube, etc. Ce... cam toate televizoarele mai nou fac așa ceva. Vizionarea filme de pe PC, laptop, stick, iar, dar și ca monitor când vreau să joc pe un ecran mai mare și probabil 10-20% ca un TV obișnuit. Foarte drăguț. A spus exact ce vrea să folosească, a spus ce bănuți are. Mai jos sunt modelele pe care eu l-am observat, dar nu știu pe care să achiziționez. Dacă aveți și alte modele, vă rog, dar să nu fie mai mare de 32 de inci. Pe lângă recomandarea voastră, dacă se poate și un top 3 ar fi super. Și el ne spune aici, modelele sunt cutare. Culmea, Ștefan, că și noi am dat de aceleași modele, că de, folosim aceleași filtre, adică 2200 de lei, să aibă și un media player, să fie de 32, bla bla bla, ne-am dus pe acolo, pe aproape. Și tu ți-ai ales un Philips, un LG, un Sony, un Samsung, un LG și un Samsung din nou. Și dacă puteți să-mi recomandați și o tastatură și un mouse compatibil cu Smart TV-ul recomandat de voi. Băi, eu din toate modelele pe care le-ai selectat aici, cel mai mult îmi surâde ăsta LG-ul, unde e LG-ul? LF630V. Este unul, primul, pe care l-aș alege, după care aș merge pe Sony, KDL32W705C și... acum, orice aș alege, toată lumea o să zică, dar de ce nu l-ai ales pe ălalt?
Știi că faci top 3. Eu acasă am Sony, recunosc. Eu sunt bolnav după Sony și asta e. Nu poate să-mi ia nimeni glanda, că e problema mea. Strict problema mea. Și aș merge, al treilea, aș merge pe Android Smart TV cu, Philips Smart TV cu Android, cu sistem de operare Android. Curbat nu-mi doresc. Curbat nu-mi doresc sub nicio formă și spun exact de ce. LG-ul cu 3D nu ai nevoie pentru că 3D-ul o să iasă după piață în următoarea perioadă de timp. Partea asta cu televizoare curbată este încă în teste și la noi și afară. Și afară se plânge foarte multă lume de partea curbată și faptul că în anumite zone ale marginilor nu se vede foarte bine sau că se vede pe alb sau că bla 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 și așa mai departe. Deci, astea sunt cele trei modele pe care ți le-aș recomanda eu dintre toate cele șase menționate de tine. Am pus Sony ca să, pe locul 2 să nu zici, a, ăla e fan Sony, a, l-a pus pe locul 1 și bla bla bla. De Sony pe locul 2 pentru că LF630V este foarte, foarte ok. L-am văzut, l-am desfăcut de nenumărate ori, am făcut și review-ul la el, dacă mi-aduc bine aminte, și e un televizor foarte, foarte ok. Philips Smart TV cu Android, pentru că ai sistem de operare Android și dacă ți se pune pata pe Twitch TV sau mai știu pe ce altceva, poți să le tragi pur și simplu din Google Play Store și să le ai pe toate. Știu pe cineva, un prieten foarte bun, care a căutat să-și ia un televizor care să aibă și Android și până la urmă a optat pentru TV normal și Google Chromecast. Fiecare cu ce-l doare. Și dacă puteți să-mi recomandați și un mouse sau tastatură compatibile cu Smart TV-ul recomandat de voi. Nu este recomandat de noi, este cel pe care ți-l-ai ales tu și noi am ales dintre cele șase modelul care ni se pare cel mai ok din toate punctele de vedere. Am selectat eu aici inițial o tastatură Gembrid, cea mai ieftină, pe la 75 de lei pe Bluetooth, dar când am văzut în ce hal era, cât de scump era de fapt mouse-ul, mi s-au muiat picioarele și am zis, Roberto, hai să căutăm altceva că nu e bună, ne bate nenea asta, dar ne sar ochii din cap. Găsisem un Microsoft Sculpt Comfort, era la 143 de lei. Și tot căutând, am găsit o telecomandă eBlue Web TV Smart Remote Control. E foarte mișto, este la 186 de lei, dar ai toate funcțiile pe ele și pe ea și poți să o folosești și la calculator, și la laptop, și la televizor, și la orice. Ai și taste numerice, ai și taste cu litere, deci este o tastatură complexă 7-5 și ai și un trackpad care se folosește post de mouse, nu? Am zis bine? Mouse? Da. Mouse? Nu e mouse? Cursor. Acestea au fost cele 5 întrebări din Garage Mailbox-ul de astăzi. Nu uitați să ne scrieți în continuare. Noi o să alegem, să zicem așa, întrebările câștigătoare, întrebările care o să participe la Garage Mailbox, la celelalte urmând să vă răspundem în scris, atât eu cât și Roberto sau chiar și colegii noștri de la Tehnic. O seară minunată să aveți, toate cele bune! We'll be right back.